Pentru 60.000 de lei trebuia să scape 3 indivizi de pușcărie. Un bărbat din Bălți a ajuns pe mâna ofițerilor anticorupție după ce ar fi luat mită pentru influențarea unei decizii de judecată. Mai exact, potrivit datelor din anchetă, bănuitul ar fi susținut că prin intermediul avocatului său ar putea convinge magistrații care examinau o cauză penală pornită pe huliganism să emită o decizie non-privativă de libertate pe numele a 3 figuranți din acel dosar. Pentru ajutorul său, bălțeanul ar fi pretins suma de 60.000 de lei. Ancheta a arătat că din această sumă, 10.000 de lei urmau să-i revină avocatului care avea rol de mijlocitor, iar restul 50.000 judecătorilor în gestiunea cărora se afla acel dosar. După o serie de investigații, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Cazul este investigat în continuare sub egida Procuraturii din Bâlți, iar până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, suspectul se prezumă a fi nevinovat.